jucători, e, să zic așa, pentru a reface capitalul moral a acestor tineri jucători. A doilea, să zic, mini-stagiu de pregătire, am terminat această săptămână cu un rezultat pozitiv astăzi. Băieții au fost exemplari, ușor, ușor se obișnuiesc cu metodele mele de antrenament. Sunt foarte, foarte mulți tineri interesanți, dar așteptăm să vedem în următoarele zile ce vom reuși să mai aducem pentru a întări echipa și a construi un lot competitiv vis-a-vis de ceea ce ne va aștepta. Ce posturi mai vrei? Păi căutăm, suntem în discuții în fiecare compartiment să creăm concurență, să dublăm posturile și, bineînțeles, vrem să găsim jucători de calitate care să vină motivați, să aibă foame și să facă diferența, să ne ajute în acest proiect ca să promovăm. Viorel, așa procentual, cam în cât e lotul format, dacă se poate spune așa? În procente, poți să ne spui? Nu este încă format și va mai dura ca să formăm lotul. Din păcate, asta este situația. Timpul nu ne ajută. Campionatul se ia de astăzi într-o săptămână. Mi-aș fi dorit să mai am măcar o săptămână la dispoziție, între timp să putem să găsim anumite soluții. O să-l formăm pe parcurs, pentru că vor mai veni jucători. Eu trebuie să scot maximul cu ce am la dispoziție și să începem foarte bine acest sezon. Fără îndoială că vor mai veni jucători pe etape, jucători care vor fi scurs cu pregătirea, jucători care poate au avut anumite probleme și cu această situație, cu pandemia asta, un pic lucrurile sunt mai complicate, dar sper să reușim, trebuie să reușim să construim un lot competitiv.